Burtică, gâscă, gunoi, strugurel sau sarcină sunt doar câteva nume de care persoanele vor să scape cu orice chip. Deși la naștere le-a fost dat un nume, cei care le consideră caragioase sau înjositoare apelează la primărie pentru a le schimba. În 2010, în Târgu Jiu, au fost numeroase solicitări de acest gen. Anul trecut am avut 26 de cazuri de preschimbare de nume. Au fost motive personale, nu putem face publice aceste nume pentru că sunt date personale, însă au fost care au dorit să se numească altfel. Pentru a intra în rândul lumii, cei care solicită schimbarea numelui pe calea administrativă trebuie să știe că se supun unei proceduri de durată. Procedura este un pic mai complicată, într-adevăr, durează ceva mai mult, dar dacă cetățenii chiar doresc să-și schimbe numele, este posibil. Cei care vor să schimbe numele sau prenumele trebuie să prezinte motive întemeiate atunci când depun solicitările, de exemplu, numele trebuie să fie format din expresii indecente sau ridicole sau prenumele purtat să fie specific sexului opus.